Bună dimineața! Atenție, astăzi se filmează. Am mai avut câteva tentative de a filma, dar au eșuat. Pur și simplu, a fost o perioadă destul de agitată. Claudia a fost foarte agitată și eu am fost foarte lipsită de chef, de energie, adică, nu știu, cumva nu mi-a mai ars de filmat. Îmi venea foarte greu să mă pun la laptop, să editez vlogul pe care îl filmasem, nu știu, mi-era așa cumva, eram cumva obosită din toate punctele de vedere, nu știu să explic. La mine asta e, dacă mă lași în ritmul meu, fac, mă învârt ca un titirez, funcționez așa o perioadă foarte lungă, nu știu, jumătate de an, nu am treabă. Dar dacă m-ai oprit din ritmul meu, sau dacă dintr-un motiv sau altul m-am oprit, apoi nu mai am chef pe urmă să mă apuc și foarte greu așa îmi revin, da. E o chestie destul de ciudată. Este frig afară, dar vreme frumoasă. Melissa încă doarme, deși este 9 și un sfert. Claudița s-a trezit, trebuie să-i dau săpape, trebuie să-i dau medicamentele. Da, trebuie să ne începem ziua așa cum trebuie de obicei. Eu, din cauza că nu am timp să mănânc acum dimineața, mi-am făcut un smoothie cu avocado și portocale după rețeta mămicii lui Noa și a ieșit surprinzător de bun. Mă tot țineam să-l fac de ceva timp, dar ba nu aveam avocado, ba nu aveam portocale, ba aveam de toate, da, uitam sau n-aveam chef sau mă gândeam, zic, oh, zic, ce gust, mai ales acum cu sari, mă gândeam, zic, oh, zic, ce gust ar avea, zic, cred că e nașpa, zic. Oricum, cu sarcina, de multe ori toate mi se par nașpa. Zic, a, nu-mi trebuie, nu fac, nu știu ce. Și astăzi parcă mi s-a făcut poftă, așa, zic, hai mă să încerc, zic, să vedem ce-o ieși. Zic, măcar să știu că am încercat, că tot îmi doream de ceva timp, dar na. Și a ieșit foarte, foarte bun, de surprinzător de bun la gust. Nici nu prea se simte că are avocado înăuntru. Este decât așa, răcoritor, hrănitor. Da, o chestie interesantă. Eu am acum telefonul la încărcat, ca de obicei, pentru că am uitat să-l pun aseară la încărcat. Claudita este la ea în pătuț, nu se vede. Florin este la muncă, o să ajungă în după-amiaza aceasta. Lili este jos și în fiecare dimineață când cobor trebuie să mă uit să văd dacă nu cumva mi-a pregătit pe undeva vreo surpriză. Dar este ok, chiar îmi place cu câine. Și deocamdată nu mi se pare obositor, nu mi se pare stresant, e chiar fain. Adică, cum să spun, e neplăcut când face pipi sau caca, de cui îi place să curețe, dar nu mă deranjează în sensul că sunt lucruri la care m-am așteptat, adică nu m-au luat prin surprindere, nu m-am așteptat să am un câine super deștept din prima care să îmi facă cafeaua dimineața și să dea drumul la mașina de spălat, să-mi spele rufele. Nu, adică știam că o să fie un proces în care va trebui să ne acomodăm și noi cu ea, cu cățelușa, și ea cu noi și să o învățăm afară și să învățăm toate chestiile astea, adică am luat în calcul toate lucrurile astea și din cauza asta nu mi se pare un lucru greu sau un lucru rău și fac cu drag și cu. Da. Bine, haideți că mă așteaptă Claudița să îi pun mâncărica. I-am făcut puțină mâncărică și cu puțin ceai de fenicul și cred că ceaiul s-a răcorit suficient să îl pot adăuga în mâncare. Dogo, Melissa, o iubești pe Lili? Hai, vii să păpăm? Vii să păpăm? Haide! Hai, vrei să-ți dea mami ceva bun? Așa face Lili? Am? O iubești? Cum îi faci, dragă, dragă? Gata, s-a băgat la ea în culcuș acolo. Ne-am așezat să mâncăm. Ne-a mai rămas. Dar așează-te frumos, te rog frumos. Așează-te frumos, te rog frumos. Hai, așează-te cu totul, că uite, te murdărești. Se supără mama pe tine. Hai, așează-te. Așa, deci mânuța cealaltă. Lasă că acolo șterge mami la sfârșit. Ia și papă. Ne-a rămas niște orez de lapte de ieri. L-am încălzit. Ieri am mâncat orezul cu lapte cu dulceață de cireșe sau de vișine. Și astăzi am zis că putem să ne răsfățăm cu puțină Nutella. Așa că
Mâncăm orez cu lapte și cu Nutella. E bun, Melissa? De cu mâna cealaltă trebuie să ții lingurița. Cu mâna cealaltă, Melissa. În cealaltă mână. Uite, în mâna asta trebuie să ții. Așa. Acolo, așa. Și așa trebuie să fac. Hai, cum papă, Melissa? Bravo! Bravo, draga mea, bravo! Papă tot, da? E că papă și mami aici. Am vorbit și cu Florin, e tot ok. Tu, Găseanu? Că nici nu cred că te-am arătat astăzi. Te-am arătat? Ce coc are acolo? Este o coacă mică. Te-am arătat azi? Nu te-am arătat. Sună telefonul! Da, bărăbă. Melissa doarme. Oh, Claudița nu doarme, dar este destul de... Oh! A căzut un magnet de pe frigider. Nu e problemă. Ziceam că e destul de cuminte. Mai cuminte decât au fost zilele trecute. Și o să-i pun acum să încălzesc mâncare. Mamă, că trebuie să spăl ăsta, că nu făcuse calcar de la atâta apă, că tot pun apă de la chiuvetă și făcuse calcar și trebuie să o clătesc. Să-i încălzesc. Până se încălzește mâncarea Claudiei, mănânc și eu repede niște supă de roșii cu crutoane. Nu știu cum să se vadă. E rămasă de ieri. Azi n-am gătit nimic. Astăzi mâncăm doar resturi. Și după aia trebuie să mă pun pe băut apă, că astăzi am băut foarte puțin apă și pur și simplu cumva nu intră apa. Ieri am reușit să beau mai mult, astăzi nu prea. Bine, depinde și de cum am treabă, cum, că tot zic trebuie să beau apă, trebuie să beau apă, dar mă iau cu treabă și uit să mai beau apă, mai ales că nici nu mi-e sete. Câteva ore mai târziu. Te rângești? Cocule, ești un coc. Și tu de ce ești supălată, Dago? Ai dormit puțin? Ce vrei să facă, mami? Să-ți pună leagănul? Vrei să-ți pună mami leagănul? Da? Vrei să pună în leagăn? Nu înțeleg ce zici. Vrei să te pună în leagăn? Da. Dar putem să o punem pe Claudița în leagăn? Nu? Hai să o punem pe Claudița în leagăn. Sau să o punem pe Melisa? O punem pe Melisa? De. Tu, Găsanu! Ce zici tu acolo? Hai că-ți spune, mami, leagă, nu? Haide. Nu te-ai plictisit? Nu te-ai plictisit aici? Ce mă duci aici? Vrei și tu cățel? Vrei să-i faci și tu dogă-dogă? Ce-ai aici? Nu pleca. Dar nu prea o aducem sus, că face mizerie. Dar așa scurt, câte 5 minute, 10 minute, să o drăgălim un pic. Și pe urmă ducem jos. Nu, o linge. Ce o iubește. O că se spune. Hai, iubește-o pe Claudita. Ai, iubește-o pe Claudita. Unde iubește pe Claudita? Pardonați.
Perdonaș. Să mamă. Stă la picioarele Claudiei. După cum ați putut observa, Melissa s-a apucat de vlog. Nu mai mărâi. Și acum trebuie să pape. Și avem aici niște tocăniță de cartofi cu cărnăciori și cu castraveți murați. Da. Mi-ai descărcat telefonul, mai am 7% baterie. Și ai trimis o grămadă de mesaje. Da. Da. Și te-ai filmat. Am, da, mi-am făcut și Claudiței un ceiuț. Papa Melissa repede. Și mai mergem și dăm ceiuț Claudiței, da? Așează-te. Bravo, uite ce bine la petiță. Nu vrei? Papa mami? Bine, o să pape mami tot. Mmm, ce bun e. Nu vrea și nu vrea. Eu gătesc. Fac aici niște paste cu pui, ciuperci și multe alte bunătăți. Și dintr-o dată s-a făcut foarte liniște și nu știam ce face Melissa. Ia uitați-o pe Melissa ce face. Ce faci, mama? E bună ciocolata? E bună ciocolata? Bine că nu e plin borcanul, mai e decât foarte puțin. Ups. Îmi dai și mie? Hai, dă-mi și mie. Ce-a făcut tata acolo? Ce-a făcut fetița? Ce-i luat gurița ta? Și po? Tu puci roșu. Te-ai și șters la guriță, văd. Ho, unde vrei să te ridici? Dă-mi un pupic de ciocolată, tati. Tu dulceacu. Hai jos, că deja exagerezi. Jos! Păc! Ia uitați ce bine arată pastele mele cu pui, cu ciuperci, cu mozzarella, adică nu mozzarella, cașcaval de asta și pătrunjel. Claudița concertează. Este că am supărat, i-a dat Florii medicamentele. O să-i aducă și mâncare și o să o drăgălească un pic. Dar noi ne băgăm la somn. Cum așa arată Melissa dinții? Da. Da? Ce anume? Nu. Da. Aici sus. Not really. Cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim pentru vizionare. Vă pupăm. Să ne vedem sănătoase în filmulețul următor. Pa! Ai făcut pa? Și un pupic dai? Bravo! Și acum poți să închizi.